Biserica Grecescu, fostă catedrală a municipiului Drobeta Turnu Severin, a îmbrăcat astăzi haine de sărbătoare. În ziua de pomenire a nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, Sfânta Liturghie de Hram a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei. Biserica Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul Grecescu și-a sărbătorit astăzi Hramul de Vară. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei. În această zi de sărbătoare a nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, ne-am rugat aici, în această veche și frumoasă biserică a Severinului, fostă catedrală a Severinului, pentru că ctitorii au rânduit ca această lucrare a lor frumoasă să fie sub purtarea de grijă a Sfântului Ioan Botezătorul. La Sfânta Liturghie ne-am folosit de pericopa evanghelică citită. Am învățat din această evanghelie scrisă de Sfântul Luca că îngerul îi spune lui Zaharia, preotul, că rugăciunea lui a fost ascultată. Aflăm din aceasta că insistența în rugăciune ajută pe fiecare, pe toți cei care se roagă. La finalul Sfintei Liturghii a fost săvârșită o slujbă de pomenire pentru ctitorii Sfântului Lăcaș trecuți la Domnul, Ioan și Ioana Grecescu. Este un moment festiv, un moment de bucurie duhovnicească pentru noi, slujitorii Sfântului Altar, și de asemenea, cu mult mai mult, pentru credincioșii și enoriașii care vin duminică de duminică, sărbătoare de sărbătoare în această sfântă biserică, să aducă prin os de rugăciune bunului și mult milostivului Dumnezeu și ocrotitorului nostru spiritual. Biserica este ctitorie din 1868 a familiei de boieri Ioan și Ioana Grecescu, care au ridicat și spitalul din apropiere, cunoscut sub același nume.